Exercițiul de salvare a fost organizat de Corpul Român de Salvaspeu România. Aceștia spun că un astfel de exercițiu implică o organizare foarte bună a salvatorilor pentru a reuși să intervină în zonele greu accesibile. Salvările subterane din peșteri verticale sunt deosebit de dificile datorită faptului că accesul este dificil. Pentru a ajunge la o eventuală victimă din fundul acestei peșteri, este nevoie de foarte mulți metri de coardă și parcurgerea aproximativ 2 km de parcurs dificil subteran. Iar transportul tărgii implică eforturi susținute din partea multor speologi. Pericolul în peșteră este generat în principal datorită faptului că temperatura este în jur de 6,5 grade. Această temperatură predispune organismul uman spre hipotermie, respectiv scăderea temperaturii corpului, care uneori poate duce chiar și la deces. Din acest motiv, pentru a preveni acest lucru, în caz de accident, speologii organizează un așa numit punct cald, un spațiu închis pe care îl încălzesc, în care victima stă în așteptarea salvatorilor. La exerciții au participat membrii din serviciile Salvamont Salvaspeo din județele Bihor, Cluj, Arad, Hunedoara, Harghita, Dâmbovița și salvatori speologi din Timiș, Brașov, București, Alba și Sălaj. Simulăm o evacuare a unui accidentat dintr-o peșteră cu verticale. Peștera are denivelarea de 220. Noi încercăm să scoatem targa, să evacuăm eventuala victimă de la minus 140 pe o lungime desfășurată a peșterii de aproximativ 1 km. În acest moment în Avena avem 8 echipe, din care sunt 5 echipe de salvatori speologi, o echipă care instalează comunicațiile, cu care comunicăm la suprafață, o echipă care echipează verticalele cu corzi și o echipă foto, care face documentarea foto-video a salvării. Peșterile reprezintă spații fascinante, cu peisaje deosebite care încântă privitorul. Parcurgerea peșterilor neamenajate pentru explorarea și cercetarea lor sau în cadrul speoturismului poate duce la apariția unor accidente. Spre deosebire de accidentele de la exterior, unde solicitarea de ajutor se poate face imediat, telefonic prin apel la 112, în cazul celor din subteran, unde telefonia mobilă nu funcționează, solicitarea de ajutor se poate face numai de la exterior de către coechipieri. De asemenea, evacuarea spre spital nu poate fi făcută imediat, de exemplu cu elicopterul la exterior, ci victima trebuie transportată de echipele Salvaspeo la exterior. Parcursul unei peșteri poate fi dificil, cu spații înguste, târâșuri prin apă, pasaje pe verticală. Din acest motiv, durata intervențiilor de salvare poate fi de la ore, zile sau săptămâni.